Salutare, prieteni! Astăzi revenim cu un nou videoclip din livada proprie de acasă de prun Stanley și prun roșii. Prunii roșii anul ăsta au avut vreo 3 găleți, deja s-au scuturat, a crescut iarba. Iar la prunele Stanley, acum au început să se coacă. Uitați! Anul ăsta nu sunt chiar așa încărcați, producție, să zic așa, un medie. A fost și nu a fost așa în bun. Uitați, alții sunt mai încărcați, alții avem din ăștia vreo 30 de bucăți. Uitați cum arată. Am făcut o greșeală. Anul ăsta am omis o stropire din cauza ploilor multe, tot a plouat când am vrut să stropesc și din cauza ploilor, să zic așa, s-au mai și stricat. Astăzi am venit să culeg, am adunat vreo 4-5 găleți, am sperat să fie mai multe, dar per total sunt frumoși, sunt niște pomi îngrijiți. O să-i tai mai bine în toamnă. Uitați cum arată pe jos. E foarte, foarte curat. Și e ajuns la maturitate. Vreau să profit acum de ocazie că nu e așa burean și astea. Și să-mi fac timp, poate weekendul viitor, să dau cu freza și după aia, după ce nu mai avem rod și îi tăiem către toamnă târziu, o să bag și gunoi. Uitați, aici avem mai multe stricate în ăsta, mai către vale. Am lăsat și mai jos să mai dea lăstari. Da, în general sunt frumoase. Haideți că mergem până în capăt. Aici au puține. Depinde și cum e primăvara când înfloresc. Aici către vale mai și trage curentul mai tare. Așteați rândurile din capătul grădinii. Nimic în aia roșie anul ăsta, dar într-un fel e mai bine să regenerează. Și uitați, astea vezi. M-am chinuit foarte mult ca să cosesc și să o aduc așa să fie de curat. Pentru că la cules e foarte greu să adun din burean. Este alții care n-au sau au mai puține. Haideți că acum mergem să vă și arăt ce am adunat. Ele sunt mari, iar ca dulceață și astea, nici nu trebuie să, dacă le folosim la dulceață, aproape că nu trebuie să punem zahăr deloc. Uitați, deci pe cum vedeți, sunt super mari. Sunt bune de dulceață, de compot. Pentru compot e bine să le culegem noi din pom, ca să nu și mai tari. Na. Sper că v-a plăcut videoclipul meu. Să vă abonați, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când vom posta următoarele videoclipuri. Vă mulțumesc!